crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic, astăzi 4.000 de euro, pornim de la 500, dublăm la 1.000, la 2.000 și după aia la 4.000, eu asta sper. Am primit și notificarea, suntem live pe Instagram, pe contul Radio Europa FM, vezi ce faci și vezi cum zbori. Așa. Că te vede lumea. Prin plan și cu Luca, pe Facebook, suntem live și pe pagina de Facebook. Ți-ai mai ras mustața? Ai mai dat jos un pic din ea, nu? Da. Dacă vreți să vedeți cât a slăbit Luca în aceste... câte zile? 3 zile. 3 zile de când e la cură de slăbire, aveți imagini în exclusivitate pe pagina de Facebook. Eu am slăbit în 3 zile cât alții în 7, cum zice asta, povestea. Asta, exact, că... asta era. Aici voia să ajung. Nu vă ajut obiectivele, că sunt wide. Îmi pare rău. Și ce? Păi, cu atât mai mult. Tocmai. Imaginați-vă că sunt mai slab decât par la televizor. A zis și Julie că am slăbit. A zis și Julie că... Julie e drăguță. Julie, ce să zică? Ai auzit tu ceva rău de la Julie? Ea te încurajează cum încurajează mămicile, știi? Hai, mămică, că poți să sari și bordura asta. Hai! Așadar, live pe Instagram, live și pe Facebook. Vă așteptăm și acolo. Alma e în direct cu noi la telefon. Bună dimineața, Alma! Bună, Alma! Bună dimineața, bună! Cum e vremea la Sibiu? Ca iarna. Ca iarna. E frigus, nu? Foarte frig, da. Da. Nici așa, nici așa. Să iezi un pic sau mi se pare mie? Da. Da, ce drăguț. Așa este. Foarte drăguț. Cu ce te ocupi, Alma? Predau. Ce predai? Marketing și alte discipline din sfera științelor economice. Aha. Cum facem să... Deci ești profesoară? Da. Să foarte facem bun. Din dublu sau nimic un concurs și mai popular. Cum să-l promovăm? Dă-ne o idee. E greu de spus așa, doar în câteva cuvinte, depinde în rândul cui vreți să se audă mai bine mesajul. În rândul tinerilor din toată țara. Păi, având în vedere că sunteți deja pe Instagram, cred că faceți deja foarte bine ce faceți. Poate TikTok ar fi o variantă. TikTok, la asta lucrăm acum. Construim TikTok-ul. De la TikTok trebuie să și dansăm în timp ce... Mamă, ne dăm în vânt după fetele care graseiază. Este ceva... La ce ani predai? Mai mici, mai mari, mai... La studenți? Cam, la facultatea de științe economice, Universității Lucian Blaga din Sibiu, la... și predau cam cu toți anii de la licență sau masterat. Deci la universitate? Mm. Da. Okay. Alma, dar acum nu ești la cursuri, ești acasă, da? Acum am un prieten să plec, dar nu sunt la cursuri. Nu e la cursuri. Se pregătește să plece, dar nu este încă la cursuri. Gata, am priceput. Mai greu, dar am înțeles. Bine, o să te rugăm să vorbești tare, tare de tot, ca să auzim răspunsurile tale. Am fost retrogradat, întrebarea mea a fost pusă a doua, nu, Luca? Am fost promovat. Am promis că astăzi adresează George prima întrebare și eu și caută. A găsit-o, am zis totuși să începem cu alta. Va fi a doua întrebare a lui George. Da, dar nu e grea, mă, e cea mai simplă de astăzi. Nu e grea, nu, dar e mai grea decât asta. Auzi, nu e grea, dar e dificilă. Bine, ok, 500 de euro. Alma, știi, da? 500 de euro dublezi până la 4.000 dacă vrei astăzi. 4 răspunsuri, da. Îți poți aduce banii ăștia. Ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Nu e complicat, da? Ok. Bine, hai să începem atunci. Mult succes! Ok. Baftă, Alma. 500 de euro. Da, avem profesor universitar astăzi la dublu sau nimic. Nu sunt profesor. Lector ce? Doar lector, exact. Lector. Bun, mai ai puțin. Cât? Da. Lector, conferențiar, profesor, nu? Hai, că nu mai am. Da. De mult un pic. Așa, nu-i nimic, o să-ți poți. Pentru noi să știi că ești profesor universitar, zic. Pentru mine cel puțin. Alma, prima întrebare de astăzi valorează 500 de euro, cum spuneam. Este din istorie. Okay. Ca să te pregătesc, că e premiu mare. Istorie contemporană, de fapt. Cam. Alma, cine era conducătorul Uniunii Sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial? Zici ceva. Alma, cine conducea... Uniunea Sovietică, URSS-ul, conducătorul, război, rău, dictator, mustăcios.
I-au luat toate statuile după Revoluție. Putin? Putin în al doilea război mondial? Hai mă că s-a emoționat. S-a emoționat asta. Da, scuze. Bine să fie. S-a blocat. Da, apropo de track, se pare că nu doar studenții la uneori... De acum înainte vei fi cea mai drăguță cu toți studenții care vor avea dificultăți la examene. Alma, Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Stalin era răspunsul căutat. Păi și eu ce fac? Tu ai luni a 8-a întrebare. Asta ta, punem ultima. O să pun și eu întrebarea mea. Nu, pui luni, auzi. Calmare, emoții nu iar de acum. Am astea că întrebăm pe Alma. Alma, de curiozitate spunem. Știi cumva cum se numește sabia regelui Artur? Rimează cu Artur. Excalibur? Asta este! Bun. Vezi? Dar vezi târziu. Nu târziu, dar că nu, a fost emoții de la Stalinul tău. A fost copleșită de emoții în dimineața asta. Alma, ne pare rău. Alma, Alma, să fii înțelegătoare cu studenții toată cariera ta. Sufletul meu, Alma, acum. Da, acum pot să înțeleg cum este ca pe moment pur și simplu de emoții să nu-ți mai amintești nimic. Să fii mai blândă cu studenții tăi când dai răspunsuri eronate, că la rece gândind, evident, da. Ai auzit? Să fii mai blândă cu studenții tăi când îi examinezi. De acum acolo. Da, așa o să fac. Bine, e bună experiența asta. Și gândește-te că ei nu primesc niciun ban. Bine. Pentru întrebări. Luni se resetează contorul, plecăm iarăși de la 100 de euro. Da, am început. Deci întrebarea mea a fost mai simplă decât a ta. În baza la? În baza la că a răspuns. Păi a răspuns târziu și la Stalin răspunde dacă o lăsai pe Alma. Bine, ne auzim luni cu Dulu sau Nimic. Hai, da. Dulu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revine luni. Deșteptarea la Europa FM.